Bună ziua, vă salută Tatiana. Ani în urmă eu am lucrat aceste ciupercuțe și am creat acest aranjament. Fiind de foarte multe ori expuse pe Facebook, am avut numeroase cereri să lucrăm ciupercuțele. Astăzi voi începe acest tutorial în care vom învăța cum se fac cele două ciupercuțe, iar mai apoi vom crea fiecare aranjamentul nostru după bunul plac. Pentru a lucra, noi vom folosi firul Bravo, firul de culoare albă și culoare roșie. Vom folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate. Vom avea nevoie de firul despărțitor. Vom avea nevoie de melană pentru umplutură și, bineînțeles, de foarfece. Iar mai apoi, pe parcurs, vom vedea despre ce vom avea nevoie, de ce vom avea nevoie pentru a realiza aranjamentul nostru. Vom începe ciupercuța mare, așa cum vă spuneam. Vom lucra cu firul Bravo și pentru început voi face două ochiuri de lanț. Deoarece am văzut că multe dintre doamne au probleme cu cercul magic, noi vom începe în acest mod. Deci am făcut două ochiuri de lanț, voi intra în primul ochi de lanț și aici vom lucra 6 piciorușe scurte. Avem deja 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea picioruș scurt. Vom închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt realizat. Și din acest moment, în corespondența fiecărui picioruș scurt, noi vom face o înmulțire. La sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Am deja două înmulțiri, cea de-a treia, cea de-a patra, cea de-a cincea înmulțire și cea de-a șasea. Din acest moment vom pune firul despărțitor. Eu îl pun întotdeauna în corespondența ultimului picioruș. Și în continuare vom lucra un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, deci pentru un total de 6 ori. La sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. În continuare vom lucra două piciorușe scurte, unul și cel de-al doilea, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 3 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 4 piciorușe scurte. Avem 1, 2, 3, 4, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Aici fac cea de-a doua mulțire și vom continua singure. În continuare vom lucra 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, urmate de o mulțire.
Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte. Din acest moment, noi vom lucra un total de 6 rânduri de câte 42 piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește, 6 rânduri. După ce am lucrat cele 6 rânduri de câte 42 piciorușe scurte, vom continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Obținute cele 36 piciorușe scurte, acum vom face un rând de 36 piciorușe scurte. Încheiat acest rând de 36 piciorușe scurte, vom lucra 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 piciorușe scurte. În continuare, vom lucra un rând de 30 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș așa cum se găsește. Ajunse în acest punct, eu am tăiat o bucățică de carton pe care o introduc aici în interiorul ciupercuței noastre. Ne va ajuta să o fixăm, să-i dăm forma dorită. Și vom începe deja să umplem o parte din lucrare. Vom umple. În felul acesta, iar apoi vom continua. Am ajuns aici unde deja am lucrat rândul de 30 de piciorușe scurte. În continuare vom lucra 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 24 piciorușe scurte. Obținute cele 24 piciorușe scurte, vom lucra un rând de 24 piciorușe scurte. Iar apoi ne vom reîntâlni. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, 1, 2, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. În continuare, vom lucra 6 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. 6 rânduri. După ce am terminat aceste 6 rânduri, vom scurta firul și vom închide lucrarea. Vom umple cu melană ceea ce am obținut, după care vom trece să realizăm pălăria. La pălărie va fi un pic mai mult de lucru, deoarece este mai mare, pentru a avea forma adaptată pălăriei unei ciuperci. Deci vom umple, am făcut aceste 6 rânduri, pentru că pe ele se va sprijini și pălăria care urmează să o lucrăm. Deci după ce am umplut bine, vom da deoparte această parte a lucrării
și vom începe să lucrăm în culoarea roșu. Eu am un roșu un pic mai aprins, dumneavoastră veți folosi nuanța dorită de dumneavoastră și vom începe în același mod. Vom face două ochiuri de lanț. Unul și cel de-al doilea, iar în corespondența primului ochi de lanț vom face cele șase piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6. Vom închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș și din acest moment vom lucra un rând de înmulțiri, deci în corespondența fiecărui picioruș vom lucra o înmulțire. La sfârșitul rândului vom avea 12 piciorușe scurte. Vom lucra singure. Pentru rândul următor vom lucra un picioruș scurt urmat de o înmulțire. Vom repeta de 6 ori pe întreg parcursul rândului. Iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând două piciorușe scurte urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului. La sfârșitul rândului vom obține un număr de 24 piciorușe scurte. Deci și a doua mulțire. Continuăm lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Continuăm cu 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne întâlnim cu un număr de 36 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, urmate de o mulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne întâlnim cu un număr de 42 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne întâlnim cu un număr de 48 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 7 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 54 piciorușe scurte. Ajunse la sfârșitul acestui rând, vom realiza 6 rânduri de câte 54 piciorușe scurte. După care vom continua 6 rânduri de 54 piciorușe scurte. După ce am lucrat cele 6 rânduri de piciorușe scurte, vom continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, urmate de o scădere.
Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu 48 de piciorușe scurte. În continuare vom lucra 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte. În continuare vom lucra 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, urmate de o scădere, iar la sfârșitul rândului, după ce vom repeta pentru un total de 6 ori, ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Continuăm cu 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, o scădere. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Acum vom face ultimul rând de scăderi. 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține 18 piciorușe scurte. După ce am încheiat și acest rând, vom scurta firul și vom închide această parte a lucrării. Ceea ce avem de făcut de acum este să umplem pălăria. Vom umple foarte bine părțile laterale, sunt foarte importante. Deci, foarte, foarte bine părțile laterale. Felul acesta. Datorită umpluturii, noi vom forma practic pălăria ciupercuței și la fel de bine va trebui să umplem și ciupercuța. Cu umplutura noi vom modela forma acesteia. Ia uitați-vă. Cum se prezintă. Exact pălăriuța adaptată ciupercii. După ce am umplut foarte bine și am modelat și corpul, vom introduce în interior. După cum puteți vedea, a intrat perfect, iar acum nu ne rămâne decât să coasem totul de jur împrejur. Vom pune acul cu ață și vom coase cu culoarea roșie. Cum spuneam, am pus firul de culoare roșie în acul pentru cusut lână și acum încet, încet, noi vom coase cele două părți în corespondența culorii roșii, roșu, pentru că astfel nu se va vedea urât. Vom coase de jur împrejur și vom da stabilitate acestei lucrări. Vom coase
singure. După ce am terminat de cusut, deci am atașat cele două părți, vom scurta firul. Bineînțeles, după ce i-am dat siguranță. Iar acum nu rămâne decât să definitivăm ciupercuța. Așa cum ați văzut, această ciupercuță are cusute aceste mărgeluțe. Pentru aceasta nouă m-am gândit la altceva. Deci dumneavoastră, dacă doriți, puteți pune mărgeluțe. Dacă nu, ia uitați-vă, aceste micuțe floricele, vedeți? Eu le voi folosi pentru a decora pălăria ciupercuței noastre. Le voi tăia în felul acesta, voi folosi lipiciul și le voi atașa după cum îmi place pe lucrarea noastră. Eu voi folosi lipiciul lichid. Dumneavoastră puteți folosi ceea ce doriți, așa cum vă spuneam, fie mărgeluțe, chiar și acelea le puteți atașa cu lipici. Din loc în loc, eu voi pune, uitați-vă ce frumos se vede. Ia uitați-vă, în felul acesta. Voi aplica de jur împrejur, apoi deasupra și în felul acesta am definitivat lucrarea noastră. Voi reveni cu partea finală. Așa se prezintă ciupercuța. După ce am lipit și aceste micuțe floricele, așa se prezintă ciupercuța noastră. Eu sper că doamnele care au dorit acest tutorial în mod expres, sper că vor fi mulțumite. Eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!